Bună! Bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Anita, iar azi cu ajutorul Domnului o să pregătim împreună o prăjitură super delicioasă, fără făină și fără praf de copt. Pentru această rețetă o să avem nevoie de următoarele ingrediente. 100 de grame de zahăr, 4 ouă pe care le-am separat, 170 de grame de unt cu 82% grăsime, unt pe care l-am topit, 200 de grame de ciocolată, ciocolată cu lapte, folosesc eu, veritabilă, 200 de grame de făină de migdale, 50 de grame de ciocolată termostabilă și o linguriță de esență de ciocolată cu rom. Înainte de a începe această rețetă, vă rog să-mi spuneți în comentarii de unde mă urmăriți, iar eu la următorul video o să salut o persoană în direct. Vom începe prin a pune albușurile în bolul mixerului. Voi pune și zahărul și voi mixa pentru aproximativ 4-5 minute. Am terminat de bătut albușurile, acum o să adaug gălbenușurile și voi bate pentru 30 de secunde la viteză medie. Medie spre mică. Așa trebuie să arate. Și acum continuăm cu spatula. Acum voi adăuga ciocolata și voi omogeniza totul bine. Ciocolata să fie de la temperatura camerei. Voi începe să adaug făina de migdale, puțin câte puțin. Voi adăuga și puțină esență de ciocolată cu rom. Așa de bine miroase. Toate ingredientele și ustensilele care le folosesc în acest video le găsiți în magazinul meu online, anitacooking.ro. Eu am folosit ciocolată veritabilă. Haideți să vă arăt punga. Este aceasta. Ciocolată veritabilă cu lapte. Făină am folosit tot marca Anita Cooking. Făină de migdale. Și voi mai folosi această ciocolată termostabilă. Nu se topește în cuptor la temperaturi înalte. Așa, voi adăuga și untul. Și omogenizez totul foarte bine. Eu nu voi folosi praf de copt în această prăjitură. O să vedeți ce fain o să iasă și fără praf de copt. Ce are o compoziție foarte faină, vedeți și voi. Dacă vreți să folosiți mai puțin zahăr, puteți să înjumătățiți, pentru că are și ciocolată, iar ciocolata e suficient de dulce. Na. Uitați și voi ce consistență faină are. Super! Cam atât. Acum o să mă ocup de tavă. Haideți să vă arăt ce tavă frumoasă mi-am adus. Această tavă mi-am adus-o de la magazinul Anita Cooking. Este de 24, diametru 24, înaltă de 5. E super bună. Mai am încă 3-4 tăvi diferite, tot din gama asta. Gold Line se numește, de la Decora. Aici am un spray antiaderent. O să pulverizez pe tavă. Voi, dacă nu aveți spray-ul ăsta, puteți să faceți cu puțin unt și să acoperiți și să tapetați cu puțină făină. Sau cu puțin ulei și tapetați cu făină. O să vă ajute. Mergem mai departe. Eu am o problemă cu prăjiturile astea, că tot timpul vine să le mănânc, dar nu pot. Acum voi nivela bine prăjitura. O voi decora pe deasupra cu puțină ciocolată. Acum voi pune ciocolată termostabilă pe deasupra. Și voi introduce tava în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru aproximativ 35-40 de minute. Vreau să spun că înainte cu 5 minute de timpul de coacere, voi scoate prăjitura din cuptor, voi pune deasupra puțină ciocolată veritabilă din asta, pentru un gust mai intens de ciocolată.
Așa arată prăjiturica noastră. Acum o voi lăsa să se răcească, după care o voi scoate pe o farfurie. Dragilor, am întors prăjitura pe această farfurie. Ia uitați și voi cât e de moale, cât e de pufoasă. Am întors-o pe partea cealaltă. Puteți să o lăsați așa, dar eu îi voi pune puțină ciocolată veritabilă pe deasupra. O voi decora puțin, îmi place să decorez prăjiturile. Nu-mi place să le las așa, simple. Dar dacă vreți, voi puteți să o lăsați așa, nu e nicio problemă. Oricum arată foarte bine și este foarte gustoasă. Așa, nu am pus foarte multă, doar așa puțină pentru decor. Și acum o voi decora cu crunch de ciocolată albă și neagră. Și astea le găsiți tot în magazinul meu online, anitacooking.ro, dacă vă interesează. Sau puteți să răzuiți puțină ciocolată albă pe deasupra. Puteți pune puține fructe, nu, cum vă place. Acum depinde de gustul fiecăruia. Și gata prăjitura noastră. Acum voi tăia o porțiune să vedeți și voi cum arată în interior. Eu vă recomand să ștergeți cuțitul după fiecare tăietură. Și acum am momentul mult așteptat să vedem interiorul. Ia uitați cât este de umed, de pufos și fără făină, doar cu făină de migdale. Ia uitați cât de frumos intră lingurița în ea. Foarte, foarte bună! Fetelor, vă recomand să încercați și voi rețeta, este super delicioasă, fără făină și fără praf de copt. Dacă încercați rețeta, să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți părerea voastră și sunt sigură că o să vă placă, pentru că este foarte delicioasă. Tati, vrei și tu? Nu vrei? Nu, că ți-l la dietă, așa-i? Este bună, dar pe o parte îngrașă. Asta e cea mai mare problemă a dulciurilor, din păcate. Dar mâncat cu rație și cu cap, nu îngrașă. De exemplu, dacă faceți un tort și mâncați o bucățică așa, la săptămână nu îngrașă. Dacă mâncați mai mult, bineînțeles că îngrașă. Cum mâncă bărbatul meu, tot tort. Dacă ai urmărit rețeta până la final, lasă-mi în comentarii cuvântul ciocolată. Înseamnă că îți place ciocolata. Îți mulțumesc că ai vizionat rețeta. Sper să o încerci, să-ți fie de folos. Dacă îți plac rețetele mele, abonează-te la canalul meu de YouTube, este gratis. Și o să fie anunțată de fiecare dată când voi urca o rețetă nouă. Până la următoarea rețetă, eu îți doresc toate cele bune, multă sănătate și cu Domnul înainte. Pa, pa!